Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi trebuie să mergem până la un verde al lui mama, pot să zic că Iunghi, nu Ana? Da, a doua ieșire. Da, deci mergem, da, a doua. Deci mergem până la un unchi aici în Germania. El are acasă în România oi și capre și acum o trimis în România niște carne de capră pentru noi. Și mergem să luăm carnea. Și vărul ăsta lui mama, unchiul ăsta, el lucrează la o fermă de cai. Și s-ar putea să filmăm pe aici ceva, pe la cai, să vă prezentăm ceva. Are un cal care a fost sub... cum se zice? Care a fost folosit de poliția germană. Și mai sunt mulți cai pe acolo, și ponei. Foarte fain. Acum, câți kilometri mai avem, Ana? 10. Deci mai avem 10 kilometri până acolo, de acasă de la noi până la vărul ăsta lui mama, la unchiul ăsta, să zice. 38, cât sunt? 40 de kilometri, cam acolo, undeva la 40 de kilometri. Și acum ia arată-le drumul. Peste 600 de metri. Suntem pe drum, mergem înainte. Și am zis că dacă tu mergem să luăm carnea, poate facem un pic de filmare pe la cai de acolo. Pentru că mie, cel puțin, îmi plac cai foarte mult. Și de ce cauză să nu vedem. Deci bun, aici așa dreapta, nu? Virați la dreapta. A, da, și aici așa urcăm pe niște serpentine. Deci, acum o să urcăm pe aici așa în sus. Urcăm pe niște serpentine. Așa, ca să dăm prioritate, că avem ce dează trecerea. Și acum putem să trecem. Și acum urcăm niște serpentine pe aici. Ia uitați, azi a fost vreme faină, azi am fost la biserică, ne-am bucurat, a fost fain. Și acum mergem să luăm iedul. Omul ăsta, câte, nu mai țin minte, dar are oi multe, așa e și capre, are câteva. Nu știe numărul, nu mai știe cât are. Acum nu, bineînțeles, nici un cioban nu-i bine să zică numărul de oi. Da, no, zic că nu mai știe, că are atât de atât, că nu mai le știe numărul. Da. Mai știe. Și acum o să fiți pe fază. Așa că, ce să mai zic, ne auzim înainte să ajungem. Aproape am ajuns, mai avem 2 km, așa e? 2,6. 2,6 km. Acum urcăm pe panta asta la aici, la deal. Ups, cred că e blocat, umblai tu unul la dreapta, ocolire. Las că nu-i voi, că intră pe aici. Uite așa. Și acum mergem pe aici. Și acum urmărim U. Peste 200 de metri, virați la stânga pentru a rămâne pe Furken Wind. Așa mai are treaba, fraților. Pe aici, prin Germania, când se închide cât un drum, urmărești U, care înseamnă ocolire, vine de la Umleitung, adică ocolire. Și acum urcăm pe pantă pe aici, la deal iară. Ia uitați. Tot înainte. Virați la stânga pentru a rămâne pe Furken Weg, apoi virați la stânga pe Neuwiller Weg. Știi că alea, aici așa mai multe străzi cu sens unic, știi? Da. Și uite, aici facem stânga. Nu, dacă oamenii lucră la drum, ce să facem? Și acum iară stânga. Virați la stânga pe Neuwiller Weg, apoi virați strâns la dreapta pe Weilbergstrasse. Stânga. Deci cum ar fi, știi, noi așa mergem, știi? Deci noi am intrat acolo. Am ocolit partea. Deci venim așa, am făcut așa, am mers așa și acum ne întoarcem așa. Știi, deci e un pic mai... Virați strâns la dreapta pe Weilbergstrasse. Aici, dreapta. Da. Pentru că aici așa s-a terminat ăsta, știi? Nu, uite, vezi, și ăsta e aici așa, nu-i mai departe, cum se zice, drumul, știi? Da. Berul. Și uite, și acum urcăm pe aici. 2 km. Deci 2 km mai avem până 2,3. Acolo. 2,3. A, pe ea, dar
Aia da, 300 da. De metri sunt acolo așa înainte, la fermă, știi? Mm-hmm. Deci, după cum am spus, omul ăsta are în România oi și capre și o primit din România pentru noi niște carne. I-am spus să ne aducă și nouă niște carne de ied, pentru că aici la noi în Germania săptămâna ce vine, așa e? Sunt Paștile. Da. Da, sunt Paștile. Dacă nu mai stăm în România, sărbătorim o dată cu neamțul, pentru că în ziua când au românii astea Paștile, la noi în... Deci când au românii Paștile, aici așa se lucrează și nu suntem liberi. Dar pe noi sărbătorim săptămâna ce vine, Paștile. Adică săptămâna asta, că putem să zicem că deja suntem, că duminica e întâia zi la săptămânii normale, știi? Da. Nu? Da. No, și acum, uitați, mergem pe aici pe drum. Se vede că e un drum mai rău, mai de țară, ca să ajungem acolo. E mai îngust aici. Ăsta, cum se zice, duce direct la el, la fermă. Ia uitați aici. Cât mai avem? Un kilometru. Mai avem un kilometru până facem dreapta și intrăm la el la fermă. El lucrează la cai, acolo, după cum am mai spus. Și apoi, vedem, poate el ne mai arată cai, dacă are timp. Poate îi vede. Da. Așa, pe scurt. Un pic. Mai avem un minut. Un minut. Deci, într-un minut ajungem la destinație. Păi nu am făcut mult, Ana. Nu. Cât am făcut? 30 de minute. Cam așa, da. 30 de minute am făcut până aici. Peste 500 de metri, firați la acum dreapta. Aici, așa sus, știi? Da, faci sus dreapta. Aici, uite, alea fac parte din granjul de la el. Știi? Și uite, are apa aici. Firați la dreapta, de apoi destinația dumneavoastră va fi pe partea dreaptă. Aici? Da, da. Și ia uite, pe aici așa intrăm. Și uite, mergem așa pe aici. După aceea facem dreapta, iară să intrăm în curte. Deci ia uitați ce drumuri, domnule, pe cum se zice, Cernoval era un drum forestier în România. Da. Deci așa e asfaltat, uite, vezi? Aha. Peste tot, uite, aproape prin Germania s-a asfaltat, dacă nu s-a asfaltat, e cu piatră. Destinația dumneavoastră este pe partea dreaptă. La locul meu. Trebuie să ștergi parbrizul, că îi duce murtar. Păi da, dar trebuie să-mi bag apă de aia. Nu, pe dinăuntru e murtar. Pe dinăuntru? Da. Pe dinăuntru, uite și acolo. A, pe aia da, e de la nave. Da. Pune-o un pic pe pauză. Ia. Lasă că eu strimit. Bun, prieteni, ia uitați-vă, am ajuns aici la cai. Ia uite, cum îl cheamă pe ăsta? Snowy. Snowy, auzi de el. Snowy. Fain ăsta. Ia hai, mai încoace. Uite aici scrie, hai încoace. Din 2003. Aha, bă, șet, 18 ani are. Da. Bă, dar e bătrân, bă. Ca mine. Da, să vezi ce sare ăsta peste aia, peste... Sare faină ăsta? Da. Ia. Ia uitați aceea. Ia, pe mai aproape tu. Tu, că nu mai face ghighi, ca eu pune mâna și nu face nimic. Nu face, că ăștia-s blângi. Toți. Uite și ăsta, uite. Mm-hmm. Hai, ești dat. Hai. Da, tat. Trebuie să filmez în într-un. Hai. Hai, da. Ia uite-l aici. Uite, uite. Ce-i dat. Fain ăștia, așa-i? Mm-hmm. Ia. Uite și ăsta-i fain, tu l-am dat. Ăsta nu-i place, ăsta-i fain. Este negru. Ia, ia. Uite, are o fată în da, albă. Da. Ăsta e ca calul lui Mușu, așa. Nu. Ultimul cal fix așa lui. Yeah, yeah. Uite. Hai, hai. Ia, Ana, să vezi. Și pune ea aici. Ia, mere, e chiar patron, ale la pune aici. Ia, hai. N-ai la treabă. Claudiu, îl pui pe pauză acum. Hai,
Uite, tată. Ăsta e alb. Ăsta e fain. Da. Hai. Uite așa. Trebuie să te miră și să vadă dacă ești un bun, dacă ești un bun după care te lasă. Hai. Hai, tată, hai. Uite. Vezi? Vezi? Și uite, acum vine singur. Da, zi. Nu-ți fac nimic cadou. Ia. Uite ce-i place. Fain ăsta. Ăsta e mai tineră? Ui, scrie acolo, îmi lasă tu. Ui, 2005. E mai tânăr, trebuie să simte la gât, are gâtul mai tare. E. Da, ui, Ana. Ăsta e mai fain. Sula, ia. Ia. Ia, hai încă. De aici să vă. Ia. Ia mă fă cunoștință cu prietenii. Hai da. Da, nu, că nu-l ia el. Ăsta e cu minte, tu. Nu-s ca, ca e din... Nu-s ca ea din România, nu. Știi, să dea cu gura. Sau de astea. Ăștia... Uite. Uai. Ăsta e negru. Da. Ăsta e cel mai așa... Șpirț. E? Uai, uai. Când îl duc și când îl aduc, uai, mamă. Să ne șpirți bun, e? Caneiro. Da, ce gâtate ăsta. Le citim. Ăsta e din 2017. Ăsta e gâtare, așa. 2017. Da. Ăsta e tineret. Ia aici tu și primează capul ăla. Din 2017. Vezi la poză? Cum îl scrie? Uite-te acum. M-a arătat pe el niște. Caneiro. Îl cheamă. Tirat. Ăsta e doctorul lui. Doctorul lui. Pe ăsta îl cheamă Camita. Hai, da, hai. Bă, ăștia acolo și română. Păi numai română este vorbit. Am uitat limba. Ce fain e asta. Ce stare din aia albă sunte. Aici așa, nu, așa e și peste mea câte nu. Uite, Ana, ăsta e roșu, tu. Ăsta e bătrân ca urci. Ăsta? E. Ia. Stă-te mă, că nu pot să filmez de tine, dar dă-te de acolo. Ia. Ia. Uite, așa. Să vedem din ce ani. 1909. Bă, da. Din ce ani? Da. Atâți am putins că ăștia. Păi trebuie să nu-ți muciți. Are 31 de ani. E ca ou, care nu-i muncită. Trăiește-i cum și bine, noi ne duce la trebuie. Hai, hai, hai. E la aia. La ou. Hai, hai. E plecată în Austria și aha. Vine la 1 acum aprilie de duce. Ăsta din ce ani? În 2001. Ce în Austria? 2002. 2002, clar, ăsta e ca tine. Ia, ăsta, 19 ani. Vrei să primești încă orice arena? E! Yeah. Să-i arăt în domnul cum s-a arăt. Aici nu se nu le da, aici așa e... Ia da, aici așa. Oh, că spune aici. Uite. Oh, hai, că ia, hai să intrăm în într-o ana la pune. Ia uitați aici. Am ajuns la pune. Vezi, mă? Uite-te. Hai, tu pune una pe el. Hai, că nu face nimic. Că nu face nimic. Ia, hai, pune. Ei, tu, pune una pe el. Pune tu mâna, pune tu mâna, că nu s-a cit nimic. Așa. La Ana-i frică de ei. Mie îmi plac ăștia. Ia și filmează tu. Îi place tu de tine, tu. Da, uite. Numai după Ana, la ce? După mine. Băi, dar spai. Iar e de cap, așa. Cum nu se întâmplă? Că îi aduce, e o fată. Deci e doctoriță. Hai, hai. Ia, vine la el. Fain ăsta. Și ăsta e fain. Bă, ăsta are... Bă, dar și ce păr moi are, așa. Mă trebuie să dea jos, știi, ăsta și da, apoi se vede, uite acum. Ăsta e de iarnă, știi? Da, da. Apoi schimbă părul. Oricum îți fain așa. Bă, și îți blând, băi, nu se fugă de om așa. Nu. No. Ui, tot în jurul tău ăsta. Mm-hmm. Dar ce are ăsta pe copite? Ăsta îl dor piciorile, aha. Nu știu. Și apoi pune... Și pune de ele ca să nu intre... Da. Ca un fel de păpuci, știi? Da, da, da. Că calcă rău. Ia. Nu. Și cu asta. Uite. Perfect. Prea, te nu-i eu.
3, 4. Hai, stai. Vrei să vii și pe aici? Da, ce-i pe acolo? E o sală de mese. Ia, hai tu să vezi cum se vede, Ana. Că se vede, uite, așa la cai, știi? Ana. Da. Deci se vede tot în bugeam, știi? Aha. Vezi că s-a plinut. Uite, te vezi și aici așa se vede cum umblă cu cai, vezi? De ce trebuie să stau eu? Nu acolo. Așa nu mușcă, nu face nimic. Nimic. Sunt foarte blânzește. Fara. Da, la poliție la casă. Prea de mine. De mai umblă, e așa. Mai legă unul. Dacă e lovul, Asta de apă te face bine. Aha, regelat de pune bocă. Bine. Ia de cu zoom, uite-te cum bea apă. Vezi? Uite, și acolo și-a bagă botul și-i vine apă. Și după aia bea. Nu mai trebuie să merg cu gândul. Nu, nu. Hai bine. Tu te? Ia uite-l pe lui Ine, auzi? Hai, tată! Bă, dar ăsta e mai mare că e alalt. Sau ni se pare? Ba, nimeni n-a. Nu, e înaltă. Ăsta e născut în 2015. Dar tot cu tine, au tu, frate. Tu te mă vezi, dar ce blând, zi. Ce? Uite aici. Nu. Ia, păi, ne-o poză. Ia. Vezi că poți să faci direct de pe filmare. Da, stai la poză. Tată, nu mușca durea, că nu, că nu-ți fac. Nu mai cântăm, că nu mai auzi în două. Da, îți place. Așa sunt. Da, stai la poză. Ia, fă-ne o poză, unii așa. Ia, tată, ce-ți place ție. Ce-ți place? No, ăsta e... Asta e de la poliție. Dar e bătrân. Uite-l aici. Din 94. Ideal, îl cheamă. Cum? Ideal. Ideal. Bun. Deci, Dar nu stă la tine. Ce poți să fac? Prietenii, aici. Ăsta are deschis, dar are bara aia. E bara de mie. Hai. Uite-te tu, hai încă. Ia, fă-i aici așa. În vizită la ideal. Hai aici. Da. În vizită la ideal. Da, hai să-mi faci, în vizită la ideal. Na, stai acum. Stai acum. În vizită la ideal. Ce? Lui. Uite. Acum, ce fain. Așa, tot sunt numai de rasă, nu? Yeah. Hai, nu lucră nimic. Este din 2015. Yo. Tăi aici, așa, lec. Ăsta îl cheamă Fashion Week. Mamă, ce nume! Fashion! Uite-te! Fashion Week! Nici nu pot să ne pronunț numele. Dar poți să-i zici la unul Gheorghe, la unul Cicuța, cum îi zicea moșul. Cicuță! O știu pe Cicuța. Ai vedea cu gura. E. Vezi? Fain aici. Sici? Și uite, aici așa e Gheorghe. Asta e calul patru. Asta e Selin, mă. Selin. 2002. E fetiță. Nu scoate cap. Gheorghe. Selin. Hai, da. Selin. Wow, asta e fain, tu. Da. Ce neagră-i. Degeaba are el calul lui. Da, vine măcar așa să-ți meargă cu el. Așa. El nu merge. Da, de nu. Ba, nu, bine, că îi place să aibă cap. Yeah. Nu-i place, animal.
Pe stradă când vii pe unii aia, totuși numai cireș, în coace. Uiu, că e aici așa, hai, ce mica nu. Aici îl face numai cireș. Nu mânci aici așa, nu mânci. Golul iarăși, pe acolo. Hai, e cam cu mine. Te-aduc eu, Claudiu, la vară. La vară te-aduc eu. Uite, aici arene. Aici așa e o arene, de-a. Cine mai e fațan? Când plouă, știi, și așa, e timp urât. A, dar nu zine așa ce leagă cu ce, ceva lung așa și cu un bici așa? Ia, 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 vezi biciul. A, ăsta e ghici? Ia. Ia. Ui, Ana, ghici. De la, știi ce, aveau așa, știi, și da, așa da. Îl făceau cu apă. Ia, ia. Mă, ce lung. Păi îți dai seama că are o sforă și e micro. Da, 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 știu. Fug tot rău, știi? Fac mișcare. Nu ca tine. Arbaite, că lucră. Că ce lucru e? Dar ia să fie la bușteia de ea. Arbaite, de ea. Aici am eu de mine asta să-i bag, vezi? Aici? De. Îi bag aici. De la 8 până pe la 8. Pe la 8 se bag la loc. Aha, să ia aici. Ia asta. Nu, aici iar eu arim, vezi? Ui, Ana. Bă, dar ca la televizor ăsta este. Ui, pune de alea pentru sărit. Aha, ia, Ana, ia, arată, uite-te. Și de alea, dă-i cu zoom, să merg mai aproape. Duc, mă duc. Bă, dar ai scaunul, bă, ce ca la televizor. Bă, la televizor, dar unde vreau să-i spune acum. Mere, păi aici așa, mere, ce vrei? Când ai timp liber, te urci în cireș, o sticlă de apă într-un ghiozdan. Și apoi nu te bea de jos. Te aduc la vară aici, Claudiuță, la cireșe. Păi, ziua aici așa. Și așa sara, așteptă, bă, chem eu coace pe mine. Te ajut pe aici așa la munte, pa, și pe mine și mâncăm cireșe. Da, păi toată ziua pot să merg, că nimeni nu zice nimic, ăsta nu te comisează. Acum, sâmbătă, mai duc un ficior de aneu aici de lucră cu mine, yeah? Pe Călin. Yeah. Pe doi ies acolo, în partea altă, Mihai, cu Pilu. Yeah. Și Călinul el mai nit, așa? Nu, Pilu el mai nit. Ah, Pilu el mai nit. Ăla e acolo. Aha. Ăsta are 21-22 de ani. Aha. Călin. 98. Am așa. Lasă-mi. Bine, să rămâie. Yeah. Faină la fecea, stai? Da. De când am mai fost pe urmă. Da, vede, e frumusețe pe aici, când îți toți înfloriți pomii și așa. O frumusețe. Și ce-i fain că îi îngrijește, vezi că fără, da? Ia, eu. Aici e hambarul. E, aici, frumul, uite, 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 cât frânt. Dar așa, că nu cuprinde nici telefonul. Dă-i pe larg. Pe larg. De tot. Trece-l. Uite, acum. Și acum se filmează larg. Și când mă filmez pe mine... Aici mai sunt cai. Da. Ăsta e Marceno. 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 Ăsta e de la un italian. Da. Nu, așa-l cheamă. E tot nemțaică. Ia? Tot nemțaică. E femeie cum să cadă oameni. Dar și cale, fain. Așa un cafeniu, așa. Fain. Da. Hai, uite și ăsta. Bă, dar ce interesant că... Lasă, e chiriază așa? Asta tot rău, toată. Ei plătea și pe tine. Ui, și remorcă. Nu mergi și tu cu tractorul. Și acolo în spate, mai sunt lagiță. Auzește, dacă se vede că știi să lucrezi pe tractor și vedeți că după aia e după lumea pe el. Dar așa, mai bine de număr, după și-am terminat. Știi? A, nu. Tot ea. Dar e mai fain cu amizajele de aici. Nu. Tot ea. Uite-te. 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 E greble, tot. Uite aici, e unul. Mire aproape. Hai, aici în față. Australian coffee. Ce negru e ăsta? Claudiuță? Ce negru e ăsta? Uite-te. Ăsta e... Are de alea la chisoare de... Ăsta e sirhit.
Sirhi? Sait, zic eu. Sait. Din 2008, da, pe ăsta nu e cine știe ce bătrân, așa, mă. Ia, acum am glasă să fac poză. Dar oare cât e un mic? Ia. Oare cât e un mic de ăsta așa? Scump, aici scump, eu, 6-7 mii. Ui, 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 ia e mașină cu banii. Păi? Băi, nu, serios. Serios? Numai nu, ăștia-s eco. Ăștia nu mai treabă cu euro 6, cu... cu benzină, nu mai motorină. Treabă, că ăsta fânt. Autostradă. Ăsta fânt. Ăsta fânt. Ăsta fânt. Atâta. Fânt și o țână de îngrijire. Dacă nu merg cu ăsta, nu merg cu mașina. Te liniști? 100%. Și poliția o cald. Și merg cu ei prin cea și pe la oraș. Păi unul, mai știi? Mai știu unul în Dettingen la noi, că am venit odată cu mașina și era clare cu calul. Da, prin... da, da, vezi să nu filmezi pământul iar. Nu, nu. Fain aici, fain. Da, de când n-am mai fost. De când n-am mai fost, când sunt gras, de-am la animale. Astea au fost căluță. E fain. Uite, și pe astea e transport. E. Yeah. A fiecare au a lui. Fiecare are a lui. E. Yeah. Hai să mă strâng. Și na, Ana, pot să oprești. Bun, prieteni, am luat. Pe stânga, mă. Lasă tu, o iau pe aici, pe la dreapta. Vedeți? Uf. Vedeți ce e. Așa, bun. Deci, am fost, am luat carne, ați văzut o țără și ponei, cai, ponii, cai, toate lucrurile, fermele, da, ferma, că e o fermă. Fermele. Îți dai seama. Ia să văd dacă... Cât ți-a dat? Recentrat. 48 de kilometri. Continuați pe oadă, da, încă 2 km. Așa. Ați văzut din animale, acum merem spre casă. Sunteți din nou. Avem un portbagaj. Timpul estimat a fost actualizat. Ăsta, cum se zice, iedu. Și merg spre casă. Așa că nimeni sunt de pe drum, nu? Da. Bun, prieteni, încă pe drum. Acum am ajuns la, pe lângă aeroportul Stuttgart. Busch Parkhaus. Aici sus e parcare. După cum puteți vedea, Busch Parkhaus. Ia mai arată. Până nu trece pe... Deci, ați văzut cât de fain e pe aici. Aici e McDonald's. E McDonald's, da. Tot ce vrei. Tot ce vrei este. Ia, vezi, poate vezi vreun avion să filmezi. Dar nu știu dacă se vede acum, e întuneric, de fapt. Nu. Nu este. E cam întuneric. De... Oricum, să știți că aici așa e... Aeroportul. Aeroportul Stuttgart. Deci dacă vine cineva cu avionul la Stuttgart, să știți că eu am trecut pe aici. Ce-i tu, nu-i adevărat? Eu am trecut. Da. Și pot să spun că am mașină avion. Da. Și știi din ce cauză? Pentru că mă duc paralel cu pista de avioane. Da. Îți dai seama. Nu? Da. Și acum mergem înainte. Mergem spre casă. Mai avem un pic până acasă. X6? Da, X6 trebuie să te conectezi la Bluetooth-ul la mașină. Așa se numește. Așa, și dăm înainte. Ana, pot să mai pui pe pauză. Prieteni, a venit scurt până la Ana la școală, că trebuie să-și aducă tema, cum se zice. Ea nu vine la școală, ea face orele numai online. Și are temă de făcut un CV, să scrie un CV pentru, ca și cum ar fi pentru un loc de muncă, e la ora de germană, cu tot ce trebuie și trebuie băgat într-un plic și o mapă și trebuie băgat în cutia poștală de la școală. Și am adus-o și până aici așa să-și bage tema, așa că acum mergem într-adevăr spre casă.
Bun, prieteni, am ajuns acasă. Am adus iezi, că-s doi aici, ha? Nu? Că-s doi aceia. Doi. Ia, filmează și pe tati, cum stă K4, nu? Da. Bună seara! Îi mulțumim frumos la unchiul Mihai Vărul lui Mamen. Domnul să-l binecuvinteze. Dacă au ajuns la partea asta de la vlog, i-am zis să se uite, să vadă și vlogul și caii. Aici așa sunt oamenii noștri de bază. Ia filmează aici așa. Aici în seara să facem un grătar. Sunt oamenii noștri de bază și ne pune să trântim un disc ca lumea. Da. Aici așa îl avem pe mâna mea dreaptă. Pe îl cheamă Alexander, Alex. Așa. Și vlogul... Familia Avram aici. Și da, asta e familia Avram în afară de fata aia mai albă. Ai fata mea, bă. Nu e adevărat. Ia lui Domnul Iisus, să știi. Domnului. Bun, deci, vlogul din seara asta se termină aici. Sper că v-a plăcut la cai, v-a plăcut carnea. Ia uitați ce carne faină. Ied, e aici, ied din România. Noi mâncăm mulțumim, carne. Mulțumim, Mihai, dacă te uiți la noi, Domnul să te binecuvinteze, să te răsplătească. Și să-ți dai Dumnezeu sănătate. Amin. Amin. Îți mulțumim frumos. Și așa că vlogul din seara asta să ne încheie aici. Cum zicem, Alex? Până pe data viitoare. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Pa, pa!